Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube, Bobby GVK. Numele meu este Bobby și astăzi continuăm cariera noastră cu Parma. Avem un meci important împotriva celor de la Piemonte Calcio, adică Juventus. Așa că hai să dăm drumul la treabă, să vedem cât de bun este Origi și cu Denis Man acolo în față. După cum vedeți aici, avem echipă super, super bună, dar bineînțeles nu se compară cu cea lui Juventus, dar sunt mulțumit de ea. Avem aici de făcut o schimbare foarte bine. O să băgăm, bineînțeles, în locul... O să-l băgăm pe Grassi, da, cu siguranță pe Grassi o să-l băgăm aici. Grassi este jucător de prim 11 cu siguranță, dar îl lăsăm pe bară pentru accidentări sau... alte chestii care o să întâmple. Bun, prieteni, și avem pe Denis Man aici în prim plan, incredibil. Deci avem meci important în cupă și s-ar putea să mai luăm niște bănuțași de aici. Da? Foarte frumos începe meciul ăsta. Ca de obicei, dăm aici skip, bineînțeles. Și hai băieți să vedem ce o să reușim în meciul ăsta. Avem acolo la Sharpness foarte, foarte prost, așa că o să vedem ce o să reușim să facem în meciul acesta. O să fie un meci foarte greu. Și am acolo nivelul bateriei Dual Shock, este foarte redus. Da, prieteni, deci un meci foarte greu, deoarece am multe schimbări în primul 11 și asta o să ne afecteze cu siguranță până o să obișnuiască jucătorii unii cu alții, asta e clar. Foarte bine aici, Denis Man a pierdut mingea foarte repede, v-am spus, sunt praf la Sharpness și la Fitness, nici la Fitness nu stau prea bine. Așa că o să trebuiască să fac câteva antrenamente eu cu jucătorii. Bineînțeles că asta nu cred că o să filmez. Sau poate cine știe o să fac un episod special așa cu chestia asta. Pe Origi, wow, aici Ronaldo, o să nu lăsăm să scape Ronaldo pentru că e foarte periculos. După cum spuneam, Ronaldo a scăpat, ne-a băgat golul frumos. Dă mai skip repede și să sperăm că o să reușim să batem meciul ăsta, fraților. Meci foarte important. Cu toate că am multe schimbări în primul 11 și o să joace echipa foarte, foarte prost. După cum se vede, da, Ronaldo acolo, Ronaldo e jucător de jucător, n-ai ce să-i faci. Dar bineînțeles că după câteva meciuri o să-și devină și echipa mea, deoarece... Da, nu știu dacă avem șanse, prieteni, deja este 2-0, Chiesa dacă nu mă știu la da gol acolo. Berardi... Da, băieți, deci după cum am spus, meci greu împotriva lui Juve, 2-0, minutul 21, jucătorii cu echipa, jucătorii unii cu alții, bineînțeles. Cred că aici s-a terminat prima repriză, băieți, da, nicio șansă n-am avut, nicio șansă împotriva celor de la Juventus și din păcate cred eu că o să luăm bătaie aici. Berardi a fost schimbat cu Bernadeschi acolo sau... Nu, cu Kluivski. A, Denis Man acolo, nu. Nicio șansă. Îl băgăm pe Hăruț în locul lui Danso, prieteni. Iese Danso și intră Hăruț. Cu siguranță este și el foarte trist, exact așa cum suntem toți. Pentru că am luat golurile alea două fără drept de apel. Nu merita să luăm două goluri, sincer să fiu. Ho, 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 Costa aproape de gol acolo, un 3-0, oricum este foarte greu să ne revenim și din 2-0, da, păi din 3. Hai să vedem aici. Da, Karamoh, minutul 75, deci mai avem o șansă, prieteni. Foarte, foarte bine aici, Karamoh. Ce vreau eu să vă spun este că suntem foarte slabi la sharpness și la fitness și ăsta este motivul jocului nostru foarte prost de astăzi. Da, foarte bine acolo Karamoh și acolo, dacă ar fi dat Origi, probabil că ar fi fost, am fi avut o șansă. Și... Doamne, cum a ratat-o pe asta, ultima șansă a meciului, incredibil!
Doamne, cum a arătat-o pe asta cu Origi, incredibil, 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 fraților. Da, un match extraordinar, extraordinar și ultima fază cum a fost acolo. O să dăm skip aici și vedem cu cine avem un match următor. Bun, prieteni, și avem aici împotriva celor de la Milan, bineînțeles, încă un match foarte greu. Foarte greu, deoarece sunt echipe bune și asta mă derutează tare mult. O să jucăm în echipamentul ăsta. Foarte bine. O să dăm aici start și vedem ce facem în meciul ăsta. Sperăm că o să batem, deoarece am jucătorii foarte demoralizați și la sharp ne suntem praf. Și asta mă face să cred că nu o să batem. Da, Denis Man a mai evoluat acolo cu încă unul la over ăla de 79. Hai să dăm drumul la treabă, vedem ce o să întâmple meciul ăsta. Prieteni, și să înceapă meciul dintre AC Milan și Parma pe San Siro, prieteni. Incredibil stadionul acesta, cât de frumos poate să fie. Și o să înceapă Milan de la stânga la dreapta, bineînțeles. Sperăm că Origi o să dea și el un gol. Cu siguranță Gervinho era acolo favoritul, dar și Origi o să înceapă, bineînțeles, să joace după câteva meciuri. Și când o fi acolo la Sharpness, când o să urcăm la Sharpness, cu siguranță o echipă o să joace mult, mult mai bine. Acum suntem praf la Sharpness, suntem aproape pe roșu și de asta joacă echipa așa prost. Și moralul la fel îl avem, aproape pe galben acolo. Asta nu e bine deloc, prieteni. Și aici, hai să vedem dacă Mbappe de România se duce pe viteză, să vedem dacă reușește ceva. Și incredibil acolo, incredibil șut al lui Florinel Coman. Da. Boom. Da, oricum o apăra Donnarumma. Cred că Donnarumma este în poartă. Și nu am dat noi acolo. Din păcate nu am dat noi. Hai să vedem acolo Hernani. Hernani foarte bine până la urmă. Nu a vrut să se complice și asta e bine. Pentru că nu stau să mă uit bine la numele lor și bineînțeles că nici nu-i cunosc. Haide, du-te, du-te Dansu. Hai să vedem dacă are viteză Dansu și nu. Nu. Dar cred că avem noi out, da. Haide, du-te Man acolo frumos. Da, Caramo a intrat fix în el. Ce-o fi vrut să facă, nu știu. Se termină prima repriză aici, băieți. Bineînțeles că niciun egal nu ar fi rău. Totuși pe San Siro, la Milan acasă. Și cu portarul acesta extraordinar, Donnarumma. Începea a doua repriză și da, după cum spuneam, cu portarul Donnarumma e greu să te pui. Așa că, da, aici foarte bine. Foarte bine acolo. Da, bine că s-a întâmplat așa, dar aici să nu reușească pasa, să nu reușească pasa, orice ar fi, foarte bine, foarte bine și Coman aici, îmi place de Coman că are viteză, frate. Da, dar nu a reușit pasa, nu a reușit pasa Coman, din păcate, prieteni. Da, foarte bine, sar acolo, incredibil sar. Hai să vedem pe Hăruț aici, dacă reușește ceva, foarte bine Hăruț. Da, și Origi, incredibil, cred că s-a accidentat Origi. Da, s-a accidentat Origi și cu siguranță o să lipsească mai mult de jumătate din sezonul acesta și o să trebuiască să găsesc un alt atacant în echipă. Cred că o să-l bag pe Poso. Da, da, prieteni, Origi s-a accidentat din păcate. O să-l bag aici pe Curtis Jones. Și pe Jose Poso aici cu Denis Man. Păcat, așa se întâmplă când îi ții prea mult în echipă, că nu îi schimbi. Doamne, doamne, doamne. Păcat, păcat că s-a întâmplat treaba asta. Minutul 82. Origi s-a accidentat. Foarte, foarte trist. Da, foarte bine acolo. Hai să vedem aici dacă reușește Jose Poso ceva. Ce-am făcut aici, mă, frate? Am vrut să-i dau pasă lui Denis Man acolo, să dea gol sigur și n-a reușit. Da, Hăruț, unde ai dat-o, Hăruț?
Hai să vedem aici pe Hăruț. Să sperăm că se impune destul de ok jucătorul român. Da, pierd o minge acolo unde nu trebuia să o piardă. Da, un corner, să sperăm că nu luăm gol acum, pentru că n-am vrea să luăm bătaie cu siguranță. Cu siguranță n-am vrea să luăm bătaie aici și se termină meciul 0-0. Greu meci cu Milan, dar asta este, prieteni. Bun, deci hai să vedem cu cine o să avem în episodul următor, în meciul următor. Bun, prieteni, o să avem un meci următor cu Roma, dar mai întâi de toate vreau să văd cu cine am picat aici în grupă. Se pare că am picat cu Liverpool, cu Rebel Leipzig și cu Copenhaga. Foarte, foarte bine aici. Niște meciuri extraordinar de grele. Deci trebuie să batem, Deci trebuie să batem aici neapărat pe Copenhaga, pe Rebel Leipzig și nu se știe cu Liverpool ce o să facem. Prieteni, se pare că suntem pe locul 15 cu un punct. E bine totuși că nu am luat bătaie și haide să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă aici? Câte luni o să lipsească Origi? 7 luni se pare că o să lipsească. Uitați-vă ce scrie acolo. Divock Origi has suffered an anterior cruciate ligament injury and will be out for up to 7 months. We'll do what we can to return him to action as soon as possible with that timeline in mind. Da, prieteni, deci din păcate 7 luni, Doamne, vă dați seama că o să vină prin februarie, martie, jumătatea cealaltă de sezon. Deci asta înseamnă că e foarte greu. O să dăm aici auto replace, dar o să intrăm frumos la squad. Frumos aici, nu Cucica nicio șansă, nu, deci nu îl băgăm pe Cucica. O să-l băgăm aici frumos pe Poso. Foarte bine. Și Origi, l-avem aici. Incredibil, ce jucător am pierdut, fraților. Nu vine să cred. Bun, deci haideți că deja am întins-o prea mult, prea mult. Dar, din păcate, am jucătorii foarte... Deci, după cum vedeți acolo, la diamant, sunt pe roșu. Și asta nu e bine deloc. Trebuia să fie pe verde. Dăm aici yes, bineînțeles. Îl băgăm pe Poso acolo să se antreneze cu Denis Man, să se obișnuiască cu el, de fapt. Și o să avem în următorul meci, în următorul episod, contra celor de la Roma. Un meci extraordinar de greu, prieteni, așa că fiți aproape de noi și încurajați-ne. Am văzut și cu cine avem în UEFA Champions League, cu cine am picat în grupă. Deci am picat cu Liverpool, cu Leipzig și cu Copenhaga. Copenhaga, da, o să batem, dar să vedem ce o să facem cu Liverpool și cu Leipzig. Să sperăm că o să ne revenim la sharpness și că jucătorii o să fie cu noi. Pardon, bun prieten, deci aici o să opresc episodul de astăzi. Vă mulțumesc tare, tare mult că vizionați episoadele și nu uitați, dacă n-ați făcut-o, să vă abonați la canalul meu de YouTube, Bobby GVK, pentru a fi la curent cu toate noutățile. Până data viitoare, v-am pupat! Pa!